Lazarev, vechi maestri europeni, Jacopo Bassano. Deși Veneția a dus în mod neabătut o politică de mână forte în teritoriile cucerite de ea în nordul Italiei, terra ferma continuă să-și trăiască viața sa. În orașe dăinuiau în multe privințe vechile tradiții municipale. În castele, numai dacă ele erau loiale față de Veneția, locuia nobilimea feudală. La țară trăiau țăranii, ai căror părinți, bunici și străbunici cultivau de veacuri aceleași parcele de pământ. Și în domeniul creației artistice, păstrând legături strânse cu Serenissima, terra ferma s-a dezvoltat pe căi proprii deosebite. Arta era aici mai apropiată de popor. Ea conserva cu mai multă strășnicie tradițiile realiste. Era mai independentă față de influența doctrinei clasice, mai patriarhală în spirit, mai simplă și mai lipsită de pretenții ca formă de exprimare. Pe acest teren a apărut creația unor maestri originali ca Pordenone, Savolido, Lotto, Moretto, Romanino, Moroni. Grupului acestor mari provinciali ai Terafermei i-a aparținut, de asemenea, Jacopo Bassano, unul dintre cei mai străluciți pictori ai renașterii târzii. Încă și acum vreo 50 de ani erau puțini aceia care își aminteau de acest nume, deși scritorii secolelor 16-18, Borghini, Van Mander, Ridolfi, Boschini, Verci, acordaseră o mare prețuire lui Iacopo, reliefând în fel și chip frumusețile pur picturale ale operelor lui numai prin stăruințele cercetătorilor din secolul al XX-lea și în primul rând ale lui Arslan, care a consacrat familiei Bassano o monografie fundamentală, s-a reușit să se reconstituie drumul creator al acestui maestru remarcabil, ale cărui lucrări au fost considerate o vreme ca aparținând lui El Greco. A fost adunat un material nou și vast, au fost publicate multe opere ale lui Bassano, necunoscute de nimeni. Au fost deslușite sursele stilului său, precizate influențele pictorilor contemporani asupra sa. Și totuși, Iacopo Bassano nu ocupă nici astăzi locul ce îi se cuvine de drept. Răspunderea pentru aceasta o, par, o poartă într-o mare măsură școala sa. Toți acești Francesco da Ponte, Giambattista da Ponte, Luca Martinelli, Leandro da Ponte, Girolamo da Ponte, care au transformat în monedă măruntă motivele inspirate din pictura lui și care au inundat Europa cu producția lor mediocră, ce trecea de obicei ca aparținând lui Iacopo Bassano. În consecință, bassaniștii l-au înlocuit pe neobservate pe Iacopo, ale cărui lucrări s-au dizolvat într-o mare de tablouri mediocre, șablonarde și meșteșugărești. Și aici a fost nevoie de ochiul atent al criticii artistice pentru a delimita operele lui Iacopo însuși și pe ale discipolilor săi de cele ale nenumăraților copiști și imitatori. Și astfel, Iacopo Bassano și-a redobândit parțial reputația de care se bucurase pe bună dreptate printre contemporanii săi. Toată viața artistului a decurs în liniștea provinciei, în orașul său natal, Bassano. Aici el s-a născut pe la 1517. Aici a învățat cu tatăl său, pictorul Francesco. Aici și-a avut casa lui cu grădiniță, cu grădină de zarzavat, în care îi plăcea să sape, cultivând ierburi de leac și tot aici a murit, la adânci bătrânețe, în 1592. El a fost capul unei mari familii, un cetățean respectat în oraș. În două rânduri a fost scutit de impozite, și în 1549 a fost ales consilier și consul al orașului. Om de acțiune, liniștit și chipzuit, care aprecia cel mai mult calitatea muncii în clipele de răgaz, îi plăcea să se ocupe de muzică, împreună cu prietenii săi, fiind deosebit de talentat la instrumente de suflat. Vizitând Veneția cu ocazia unor incursiuni, în particular, în 1535, el a făcut aici demersuri spre a primi patent pentru nu știu ce invenție hidraulică. Iacopo Bassano n-a dorit să-și lege soarta de regina Adriaticii. În ciuda faptului că operele sale începuseră să se bucure aici de un succes răsunător încă de la mijlocul anilor 60, el prefera să trăiască la Bassano, în mijlocul unei naturi frumoase, aproape de pământul drag și de oamenii care îl munceau. El cunoștea firea și deprinderile țăranilor, nu din auzite nu din Arcadia lui Sinnațaro sau din Asolanii lui Bembo, ci pentru că îi observase cu proprii săi ochi și de aceea sărea cu plăcere să-i ajute pe cei nevoiași. Și nu întâmplător, acești țărani au început să ocupe un loc tot mai marcant în tablourile sale, până când, în cele din urmă, le-au populat exclusiv. Așa s-a născut pe solul italian genul țărănesc. Când Jacopo Bassano a început să lucreze independent în anii 30 ai secolului al XVI-lea, Veneția, înfloritoare odinioară datorită comerțului ei de peste mări, se afla în fața unor mari dificultăți. Istovitoarele războaie cu turcii, care duseseră la pierderea Multora dintre coloniile și factoriile ei orientale, deschiderea în 1498 de către Vasco de Gama a unui drum maritim spre India, aplicând astfel o lovitură ireparabilă comerțului venețian. Războiul greu din anii 1508-1516 cu Liga de la Cambrai, ce provocase imense distrugeri în terra ferma, toate acestea, au obligat patriciatul clar văzător, să se gândească serios la soarta orașului. În mediul acestuia, existau de multă vreme două partide ostile unul altuia, lunghi și curtii. Primii, erau pentru comerțul cu Orientul, această sursă sigură de îmbogățire de odinioară. Ceilalți, luând în considerație noua situație, Chemau la introducerea ordinii în propria casă și la orientarea spre teritoriile de substăpânire a Veneției. Au învins până la urmă curtii. Din fericire, regina Adriaticii poseda capitalurile atât de colosale acumulate în secolele 13-15, încât ea a suportat relativ ușor criza din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Dar practicii venețieni au tras de aici o concluzie importantă pentru ei. Înțelegând că piața comerțului răsăritean se va îngusta mult și că flota Portugaliei și Angliei, angajată impet impetuos pe drumul dezvoltării capitaliste, devenise un concurent primejdios pentru flota Serenisimei, Nobilimea venețiană a început să manifeste tot mai mult interes față de economia sătească, în care vedea o nouă sursă de îmbogățire. De aici atenția ei sporită față de terra fermă, unde se aflau multe terenuri necultivate și părăginite, și unde exista totdeauna posibilitatea de a confisca pământurile vechi nobilimi feudale. Din care o parte trecuse, în timpul războiului cu Liga de la Cambrai, de partea inamicului. În aceste condiții, începând cu anii 30 ai secolului al XVI-lea, a început valorificarea planificată a pământurilor din terra fermă și construirea pe scară largă aici a unor vile sătești care serveau nu numai drept locuri de odihnă și agrement, ci și ca ferme agricole de avangardă, ce permiteau introducerea unor metode mai raționale de gospodărire. Principalul partizan al investițiilor de capital în pământuri a fost Alvise Cornaro, 1475-1480, 1566. Una dintre figurile interesante printre patricienii cultivați din Veneto. Alvise, care moștenise mari bogății de la un unchi, și-a propus drept țel să le folosească pentru sfânta agricultură, așa cum se exprimă el. Filosof și savant, scriitor și mecena, arhitect și specialist în construcții hidraulice, el a fost captivat cu adevărat de ideea maniacală de a transforma terra fermă, până atunci neglijată, într-un ținut înfloritor. Din inițiativa sa se înființează direcția pentru terenurile necultivate, magistrato dei beni incolti. Se asanează bălți, se construiesc baraje, se creează o rețea de canale pentru evacuarea apei tot el se manifestă ca inițiatorul construirii de vile, ridicate după proiectele lui Falconetto, Michele San Micheli și Palladio și zugrăvite de Veronese și de artiști din cercul acestuia. Dar pentru Alvise Cornaro, Vila nu era numai un loc unde se citesc cărți în liniștea cabinetului, se respiră aer curat și se admiră natura, ci era și un centru al culturii agricole de avangardă. El face cunoștință cu operele lui Caton, Vitruviu, Calumella, Varron, străduindu-se să tragă foloase din ele pentru conducerea rațională a gospodăriei și să preia experiența pe care o acumulaseră încă romanii, strămoșii lui îndepărtați. Și conștient că el este un gospodar capabil și un subtil cunoscător în Santa Agricultura, Alvise Cornaro este mândru și plin de optimism. Pentru Veneto, el constituia un nou tip de proprietar agricol, mai cult și mai uman în comparație cu ceea ce reprezentau stăpânii castelelor feudale care luau trei piei după țărani. Firește că, în aceste condiții, s-au întărit pozițiile țărănimii din terra ferma. O răspândire tot mai largă a căpătat-o sistemul ghijmei mețadria, care a contribuit la creșterea producției agricole în societate crește interesul față de viața rurală, înțeleasă deja nu în sensul idilei sătești, ci în acela al vieții de toate zilele, cu truda ei grea. În literatură pătrund stăruitor dialectele locale – Astfel, altfel spus, vorbirea populară, care aduce o undă proaspătă în poezie și proză, care îl până atunci în chingile canoanelor clasice și formulelor anemice ale petrarchismului. Reprezentantul cel mai strălucit al acestei noi direcții în literatură a fost Angelo Beolco, poreclit, ruțante, 1502-1542, prieten devotat al lui Alvise Cornaro. Fără al cărui ajutor el nu și-ar fi croit drum în viață. Ruțante, ceea ce înseamnă Flecar, a fost primul scritor din Veneto care a reflectat în creația sa nu vederile celor care stăpâneau vilele și pe cele ale celor pe care exploatau proprietarii vilelor respective. Nu degeaba el scria E villano chi fa villania, non chi abita in villa. Apreciind forța țărănimii, care participase activ la războiul împotriva ligii de la Cambrai și rămăsese credincioasă serenisimei, Ruțante, care pregătise în multe privințe terenul pentru comedia de larte, a acordat în piesele sale un loc de vază țăranilor care vorbeau nu în limba cultă, ci în dialectele locale, padovan, bergamian și venețian. Aceasta a introdus un suflu nou în comedie, făcând-o atrăgătoare și veselă. Țăranii lui Ruțante își dau perfect seama despre rolul lor crescând în societate. Unul dintre personajele lui țărănești îi spune stăpânului, Fără noi, ce v-ați face voi?" Sența nu, chevole vu? Trăind multă vreme la moșiile prietenului său, Alvise Cornaro, Ruțante a studiat la perfecție viața și traiul zilnic al țăranilor. Cu ajutorul unor cuvinte dialectale și al unor vorbe de duh, al unor zicale și cântece, Ruțante, el însuși fost excelent actor, a recreat scene pline de verism din viața de toate zilele a poporului. Beolco i-a redat pe țărani fără a ascunde părțile lor întunecate și obiceiurile grosolane, dar nu-și bate joc de ei. Aceștia, sunt așa cum îi zugrăvește el și dacă este ceva care să încalce caracterul obiectiv al scritorului, aceasta este numai apariția în tonul narațiunii a unei oarecare nuanțe de delicată compasiune. El nu înfățișează niciodată pe țărani cu răutate. Eroii lui sunt padovanii vii iar dacă el vede în viața lor apucături sălbatice, înțelege, plin de omenie, sursa acestora și este gata să ierte. În discursurile adresate cardinalilor Marco și Francesco Cornaro, 1521 și 1528, ruțante enumeră pe puncte, sub formă de glumă, greutățile vieții țărănești vorbește despre împilarea țăranilor de către cămătari, despre procentele peste măsură de ridicate percepute pentru împrumuturi și își încheie cuvântarea cu vorbele Noi, adică țăranii, nota autorului, asudăm și nu avem niciodată nimic, iar alții care nu asudă mănâncă pe săturate ceea ce găsim în creațiile lui Ruțante își află în multe privințe, corespondent în tablourile lui Jacopo Bassano, acest fondator al genului țărănesc. Deși Bassano a pictat în special pânze pe teme religioase și numai începând din anii 60 a trecut la tematica de gen pură, el, încă din tinerețe, începuse să se introducă în tablourile sale imagini solide și musculoase de țărani. Dacă era vorba de adorația magilor, țăranii apăreau în chip de membrii din suită, ținând caii. Dacă era vorba de tema lui preferată, adorația păstorilor, aceștia apăreau ca niște țărani autentici. Dacă era vorba de bunul samaritean, cel căruia îi vindeca rănile era iarăși un țăran, dacă era vorba de nașterea lui Hristos. Și aici era nelipsită figura însoțitoare a țăranului. Odată cu anii 70, Iacopo a început să aleagă. Tot mai des din Vechiul Testament, scene care ofereau mari posibilități pentru zugrăvirea țăranilor împreună cu vitele și cu uneltele lor: plecarea în țara Canaanului, arca lui Noe, sacrificiul lui Noe, potopul universal și altele. Și în tablourile lui pe teme evanghelice a folosit orice prilej favorabil pentru a introduce imagini de cai, de oi, de asini și de câini. Această tendință, rezultată fără îndoială din situația specifică ce se crease la Veneția, în legătură cu pasiunea generalizată pentru Santa Agricultura, adus în necontenita ei creștere la apariția genului țărănesc. Și dacă e să căutăm explicația succesului răsunător al acestui gen în rândul publicului venețian, cum să nu amintim aici cuvintele scritorului latin Palladio Rutilius Taurus, tradus în italiană de către Sansovino pe la 1560. Eu nu cred că în această lume există vreun lucru mai scump. Și mai folositor pentru un om nobil, cu suflet delicat, decât agricultura. Despre genul țărănesc va mai fi încă vorba. Nu aceasta a constituit, însă, principala realizare artistică a lui Iacopo. Atracția lui pentru lumea reală nu este epuizată nici pe departe de interesul față de tipologia țărănească. Aceasta din urmă nu a fost decât o componentă a sistemului său pictural în genere, și, dacă se poate spune așa, semnul vremii. Sosise momentul când publicului venețian i se făcuse hamite de tablourile în care era zugrăvită imaginea patricienilor și a vieții bogate și luxoase. Și așa cum în literatură începuse să pătrundă graiul popular, stârnind indignarea puriștilor, tot așa și în pictură au început să se infiltreze tot mai insistent elemente realiste inspirate din traiul țărănesc. În acest proces de democratizare a artei din Veneto, lui Iacopo Bassano îi aparține un rol hotărător. În personalitatea lui Jacopo, care și-a trăit aproape întreaga viață în provincie, ne uimește o trăsătură. Este vorba de neobișnuita lui receptivitate la tot ce se făcea, nu numai în arta Veneției, ci și a Emiliei, a Toscanei, a Romei și a teritoriilor ce se întindeau dincolo de dolomiți. A doma unui burete el absorbea cu nesați noutățile și realizările pictorilor contemporanii lui. Seta lui de cunoaștere în domeniul artei poate fi comparată doar cu setea de cunoaștere a lui Leonardo în domeniul științei. Nu degeaba pe unul din desenele sale din anul 1569 se află o însemnare de mâna lui. Nil Mihi Placet cuprins de o pasiune aparte de a cunoaște cât mai mult în ale picturii, el nu s-a dat în lături să împrumute din lucrările lui Bonifacio Veronese, Lotto, Pordenone, Parmigianino, ale manieriș manieriștilor florentini, ale lui Rafael, Tizian, Tintoretto, Veronese și chiar ale gravorilor germani. De aceea drumul său creator a fost așa de capricios și de sinuos. Acest proteu al terra fermei a fost uneori tot atât de insesizabil pentru critica artistică ca și Lotto, experimentând continuu și cu multă perseverență, Iacopo nu și-a pierdut totuși niciodată personalitatea. El a mers cu obstinație pe drumul ales, întrucât știa precis ce vrea și unde se află limitele posibilităților sale. Avea propria sa concepție asupra lucrurilor și, de aceea, toate influențele pe care le-a suportat, oricât au fost ele de puternice, n-au putut să-i individualitatea. Lucrările timpurii ale lui Iacopo sunt puțin interesante discipol al tatălui său, mediocrul pictor Francesco, el dă dovadă la început de multă timiditate. Dacă îi datorează totuși ceva tatălui, aceasta este poate interesul trezit de timpuriu pentru peisaj. În general însă, el merge pe urmele lui Bonifacio Veronese, cel mai loial pictor al Veneției. Compozițiile tablourilor timpurii ale lui Iacopo sunt desfășurate de obicei paralel cu planul imaginii. Spațiul lor este calm și poate fi îmbrățișat ușor cu privirea. Desenul nu este prea ferm și totul poartă pe cetea unui provincialism nedisimulat. Este caracteristic faptul că, în, în Asa Madonna cu Sfinți, muzeul municipal din Vicența, Iacopo îl înfățișează pe comanditar sub chipul unei figurine minuscule, așa cum făceau artiștii medievali și cum continua să facă și Carlo Crivelli, care lucra în provincie. Dar deja în aceste lucrări timpurii lui Iacopo îi se întâmplă să realizeze unele porțiuni de pictură superbe în ceea ce privește realismul lor pletoric și ascuțitul simț de observație. Iosif și tânărul care îl urmează din fuga în Egipt, fetița jucându-se cu câinele din Madonna cu Podesta, Soranzo, ambele în muzeul oreșenesc din Bassano, stăpânul tavernei din tabloul Hristos la Emaus, din biserica din CITADELLA În colorit, artistul se depărtează de tonul auriu al lui Giorgione, folosind culori mai reci. Deja în această etapă timpurie, el împrumută motive de agata din tablouri, nu numai de-ale contemporanilor, ci și din cele ale unor maestri din trecutul îndepărtat. Așa de pildă, scheletul compoziției fuga în Egipt își are originea în fresca lui Giotto, iar chipul Madonei cu pruncul în fresca lui Tizian din Palatul Dogilor. Cu trecerea anilor, artistul capătă tot mai mult încredere, îi se îmbunătățește desenul, penelul aleargă mai energic, iar formele devin tot mai solide și mai rotunjite. Într-o oarecare măsură, Bilanțul căutărilor timpurii îl constituie superbă adorație a magilor din Galeria Națională a Scoției din Edinburgh, executată în tradițiile sărbătorești ale lui Bonifacio, dar cu o asemenea măiestrie și cu un atât de fin simț al culorii, cum aceasta nici nu îndrăznea să viseze admirabila combinație de roșu vișiniu cu albastru, portocaliu ruginiu, brun compact și verde smarald, produce o impresie de neuitat. Este deosebit de frumoasă îmbrăcămintea magului tânăr, alternanța de dungi negre și palid Liliachi. În construirea compoziției, Iacopo folosește mult diagonalele plasate sub diferite unghiuri. Acest procedeu va deveni la el unul dintre cele mai îndrăgite, întrucât îl ajută să redea mai încăpător spațiul ce urmează a fi umplut cu personaje. Este caracteristic faptul că, în această compoziție de paradă, prin spiritul general în care este concepută, Iacopo introduce imaginea unui țăran cu doi câini care, spre deosebire de bou, de asin și de cai, nu este tradițională în scena adorației magilor. Pe la 1540, în Veneția, au început să se facă simțite ecouri ale manierismului timpuriu: Pontormo, Rocco, Perino, Del Vaga, Becca fumi. Treptat, influența manierismului a început să se intensifice. Și n-a evitat-o nici măcar Tizian, iar mai târziu nici Veronese. Cu o deosebită receptivitate au reacționat la manierism, Schiavoni și Tintoretto, artiști în ale căror opere s-a manifestat cel mai viu criza artei clasice. N-a rămas străin de această mișcare nici curiosul nostru Basanian, excepțional de receptiv la tot felul de inovații în curând la Veneția au pătruns de asemenea formele manierismului emilian, parmigianino și roman salviati de romano. Au început să capteze atenția și lucrările lui Pordenone, acest enfant teribil al terafermei, care a părăsit înaintea tuturor calea bătătorită. Noile impresii artistice care l-au năpădit pe Jacopo Bassano, pentru început, l-au zăpăcit oarecum. Artistul a început să picteze tablouri cu accente psihologice exagerate: Hristos în Templu de la Ashmolean Museum, Oxford, cu compoziții supraîncărcate, pline de un dinamism frenetic. Martiriul Sfântei Eca Sfintei Ecaterina în Muzeul Orășenesc din Bassano, lupta lui Samson cu Filistinii din Gemal de Galerie Dresda, cu forțarea elementului emoțional, drumul spre Golgota, Muzeul Fitzwilliam, Cambridge și colecția Bradford din Winston Park. Dar treptat, ca om rezonabil și cu picioarele pe pământ, el renunță la excesele manierismului. Reține din acesta numai ceea ce era în stare să îi îmbogățească arta, limbajul artistic cizelat, diapazonul larg al nuanțelor emoționale, proporțiile mai elegante și mai rafinate, ritmul curgător al liniilor. Și pe această bază creează capodopera sa, Tăierea capului sfântului Ioan Botezătorul, muzeul de artă din Copenhaga. Acest tablou trist ne face să ne gândim, fără să vrem, la personajele melancolice ale lui Pontormo. Aici domină spiritul unei oarecare alienări. Cei așezați la masă sunt cu totul indiferenți la tragedia ce are loc în fața lor. În genunchiat, Sfântul Ioan este singuratic, cum singuratic este călăul căzut pe gânduri, ca și privitorii ce urmăresc execuția. Spațiul cu diagonalele lui întretăiate este influențat în mod vădit de tablourile manieriste, elegantele personaje feminine cu conturele lor vălurate, avându-și originea în Parmigianino. Una dintre aceste figuri din partea stângă este împrumutată dintr-o gravură de Dürer, ceea ce vădește o atentă studiere de către Jacopo a graficii de chevalet germane. În tabloul Lupta lui Samson cu Filistini se întâlnește de asemenea un motiv inspirat din gravura germană, de astă dată dintr-o gravură a lui Bartel Beham. Contactul lui Jacopo Bassano cu arta nord-europeană dezvăluie odată în plus cercul larg al intereselor lui artistice. Atitudinea lui Jacopo față de manierism a fost complexă și contradictorie. El, ba se depărta de acesta, ba pe neașteptate, în tablourile sale izbucneau reminiscențe manieriste, ca de pildă înălțarea Mariei la cer din biserica Santa Maria a Suanta din Asolo, Madonna cu Sfinții, Roch și Ioan Botezătorul, și aflate în alte pinacotec München. Drumul pe Golgota, în Muzeul de Artă Plastică din Budapesta. Chinuitul și sărmanul Lazar, în Muzeul de Artă din Cleveland. Adorația păstorilor, în Muzeul Național din Stockholm. Sfânta Just Justina cu Sfinții, în Biserica din Enego, provincia Vicenza, și altele. Dar, în general, deceniile 5 și 6 se caracterizează Printr-o creștere a tendințelor realiste sănătoase, care s-au dovedit a fi mai puternice decât rafinamentele și întortochelile manieriste. Și cu toate că Iacopo se folosește uneori de procedeile formale ale manieriștilor, el le integrează într-un asemenea context și le regândește în așa fel încât ele încep să servească alte scopuri, nefiind în stare să se înnăbușe fondul realist al artei sale. Pe acest teren sunt create lucrări minunate, ca Sfânta Trăime, în Biserica Santa Trinita, din Angarano, Adorația Păstorilor, Hampton Court, Londra, Bunul Samaritan, tot acolo, Ioan Botezătorul, 1558, Muzeul Oroșenesc din Bassano, Apostolii Petru și Pavel, Galeria Estense din Modena, Răstignirea 1562, Muzeul Orășenesc din Basano. În Sfânta Treime mai există destule reminiscențe din retorismul lui Pordenone, mai ales în figura lui Dumnezeu Tatăl, cu mantia lui desfășurată teatral. Dar peisajul este pictat așa de simplu și de sincer încât el neutralizează exaltarea artificială a imaginii centrale. În adorația păstorilor, numai unele motive de mișcare sunt influențate de tablourile manieriste, în timp ce personajele însele sunt sănătoase și puternice, pictate în plus cu hotărâre și îndrăzneală, nepăstrând nimic din fragilitatea manieristă și amintind într-un fel tipologia lui Caravaggio, luminoase și vesele culorile liliachiu, palid, albastru, alb, gri, violet, galben, brun, conferă tabloului un optimism cu totul deosebit, străin intelectualismului uscat al manieriștilor. În bunul samaritan, lăsând la o parte o oarecare aglomerație artificială în compoziție, există așa de multă sinceritate încât uiți de orice legături cu manierismul. Această lucrare, pictată cu o neobișnuită delicatețe, în tradiție purtițianescă, este deosebit de frumoasă în culoare. Tonuri calde de brun și portocaliu ruginiu în primul plan și tonuri reci ca la neerlandezi de albastru în peisaj chipul lui Ioan Botezătorul, în condițiile păstrării unor anumite rămășițe ale manierismului, în proporțiile alungite și în caracterul ascuțit al figurii, iese cu totul din cadrul esteticii manieriste în ceea ce privește transfigurarea picturală. Coloritul întunecat, cu o nuanță argintie, este construit pe baza combinației de brun, verde închis, gri-violet, alb cenușiu și albastru, în timp ce modelarea formei pornește de la cele mai bune tradiții ale lui Tizian din ultima sa perioadă. Tocmai acesta din urmă l-a ajutat pe Iacopo Bassano să rupă definitiv cu manierismul. Faptul este învederat cu multă pregnanță de lucrările apostolii Petru și Pavel și răstignirea. În tabloul de la Modena, Iacopo Bassano ajunge la un monumentalism excepțional. Figurile puternice ale apostolilor sunt redate pe fundalul unui cer albastru cu nori plumburii. În coloritul întunecat există ceva ce amintește de o furtună, Verde smarald păstos, violet liliachiu, galben brun compact și albastru cenușiu. Iacopo obține rareori un asemenea laconism al rezolvării compoziționale. Și este interesant de observat că, după aceste lucrări, în care n-a rămas nimic din lexicul manierismului, apare pe neașteptate un tablou ca adorația magilor. Kunsthistorisches Museum Viena, care a fost atribuit multă vreme pensulei lui El Greco. În acest tablou izbucnesc din nou destule trăsături manieriste, în proporțiile alungite, în fuga capricioasă a liniilor, figura magului cu turban, în eleganța subliniată a figurilor. Aici întâlnim și reminiscențe din Parmigianino și ecouri ale artei lui Schiavone. Printre tablourile lui Jacopo Bassano, această lucrare se distinge printr-un deosebit rafinament al coloritului, în care tonurile suculente de smarald sunt îmbinate în mod îndrăzneț cu albastrul intens, cu roz portocaliu, cu violet palid și cu gri. Această paletă are în ea ceva prețios, anticipând în multe privințe colorismul dezvoltat al lucrărilor târzii ale artistului. Asemenea, zigzaguri neașteptate se observă la fiecare pas în arta lui Jacopo din deceniile 5-6 și de la începutul celui de-al șaptelea. Aproximativ pe la jumătatea deceniului 7, Iacopo atinge apogeul maturității. Tradițiile manieriste încetează de a mai juca vreun rol cât de cât însemnat în creația sa. El dobândește parcă echilibru sufletesc și l atrage din ce în ce mai mult Tizian, a cărui ultimă manieră el este singurul dintre pictorii din Veneto care a înțeles-o cu adevărat și înțelegând-o și-a însușit-o organic. Dar și aici Iacopo și-a rămas credincios sieși. El s-a descurcat bine în principiile complicate ale picturii tonale și a apreciat la justa valoare importanța modelării din culoare și pe cea a tușei. Dar coloritul și factura tablourilor sale târzii sunt altele decât la Tizian. Tușa este mai grea, mai compactă și mai păstoasă, blicurile mai luminoase. Culoarea locală păstrează, în raport cu gama tonală, un caracter mai compact și mai multă pondere. În legătură cu aceasta, Arslan observă just că, dacă în lucrările târzii ale lui Titian, sursa de lumină, e ca și când s-ar afla depărtată de tablou, la Bassano ea este cât se poate de apropiată de pânză, de unde toate figurile și obiectele apar ca fiind mai rotunjite și ies în evidență mai palpabile. Cu cât Iacopo Bassano îmbătrânea mai mult, cu atât mai desăvârșită devenea tehnica sa picturală, care dobândea din an în an o tot mai mare finețe. Tușele mărunte construiesc forma care, în lucrările târzii, reacționează cu o deosebită sensibilitate la lumină și la atmosfera ce vibrează parcă. Una dintre operele cele mai puternice din deceniul 7 este Sfântul Ieronim, Galeria Academiei Veneția, în care, cu toate că folosește tușele mărunte, se păstrează în întregime caracterul palpabil al formei tridimensionale, ceea ce anticipează în multe privințe verismul lui Ribera. Bassano redă cu plăcere în tablourile sale târzii iluminarea nocturnă și atunci culorile superbe prin frumusețea lor par fosforescente sub acțiunea luminii argintii a lunii sau a altei surse artificiale de lumină mai stridentă. Vestirea păstorilor în Academia di San Luca din Roma, ca și o replică a acesteia, executată tot de mâna lui și aflată în Galeria de Artă din Washington. Începând cu sfârșitul deceniului șapte, Iacopo pictează în principal mari polipticuri de altar, în realizarea cărora îl ajutau cel mai adesea fiii săi, în primul rând Francesco, ceea ce a dus la o vădită scădere a calității. În aceste lucrări nu este a nevoie de urmărit influența lui Tizian, a lui Tintoretto și chiar a lui Veronese. În genul respectiv, cu caracterul lui pompos, Iacopo nu se afla în elementul său și el se exprima cu mult mai plenar și cu mai multă plăcere în tablouri de dimensiuni mijlocii, cum sunt Adorația Magilor în Galeria Borghese din Roma, Adorația Păstorilor în Galeria Națională din Roma, Adam și Eva în Galeria Pitti din Florența, Suzana și Bătrânii în Muzeul din Nim, Tamar Kunstiro. Kunst Historisches Museum, Viena. Aici tehnica lui picturală se dezvăluie în toată strălucirea ei. Un capitol deosebit în creația târzie a lui Iacopo o formează tablourile sale pe teme de gen și biblice, sub scutul cărora dădea tot scene de gen. În realizarea acestor tablouri, pe Iacopo îl ajutau deseori fiii săi și mai ales fiul său Francesco, și uneori ei semnau chiar împreună lucrările executate că încă și la sfârșitul deceniului 8 Iacopo și-a păstrat toată forța măestriei sale picturale, o dovedește Sfântul Martin cu Anton cel Mare, muzeul orășenesc din Bassano, unul din tablourile cele mai frumoase din Veneto o impresie de neuitat la mantia roz a cerșetorului, care se combină în mod admirabil cu platoșa întunecată a Sfântului Martin și cu culoarea alb a calului său. Toate celelalte culori sunt reținute într-o tonalitate închisă și doar în depărtare se observă cerul albastru cu nori roz-alburii. La puțin timp după 1579, Iacopo a început să-și piardă vederea și ulterior el n-a mai fost în stare decât să le dea ajutor fiilor săi. Dintr-o scrisoare a lui Francesco Bassano către Nicolo Gadi din 25 mai 1581, reiese că în acea vreme Iacopo nu mai putea să deseneze și nu mai putea să lucreze mult cu penelul din cauza vederii sale slabe și a vârstei înaintate. Acesta a fost drumul creator destul de complex, parcurs de Iacopo. El a fost un artist de o factură foarte personală, capricios și încăpățânat. A cunoscut și zboruri uimitoare și căderi neașteptate. A avut și părți foarte bune și părți slabe. Spre deosebire de Tizian și de Veronese, dezvoltarea sa artistică a decurs în mod inegal, în salturi, dar aceasta încă nu ne dă temeiuri să-l caracterizăm drept un geniu șovăielnic. Cu un spirit întreprinzător propriu pentru un provincial, el a preluat cu amândouă mâinile din toate sursele ce erau accesibile fără a se teme că va cădea în eclectism și că își va pierde personalitatea. Și deși cu asemenea mijloace năzuia să-și îmbogățească și să-și să corecteze arta, într-un anumit domeniu acest lucru nu i-a reușit nici până la sfârșitul vieții. Este vorba despre compoziție, un fel de călcăi al lui Achille, al picturii lui Jacopo Bassano. Se poate afirma, fără exagerare, că, în afară de câteva excepții, tablourile lui Jacopo suferă de aglomerație, de o evidentă suprapopulare cu personaje. Împotriva unui asemenea gen de compoziții, a luat poziție încă din anul 1548. Paolo Pino, un conservator în convingeri, care se temea de orice încălcare a canoanelor pur renascentiste și care îi dojenea pe artiștii ce amplasau personajele în tablouri într-o asemenea dezordine, încât unul era întors spre răsărit și altul spre apus, deși s-ar fi cuvenit să fie îndreptați cu toții spre privitor, nu cu spatele, ci cu pieptul. Aici Pino se referă în mod vădit la lucrările lui Jacopo Bassano, la ale lui Tintoretto și ale lui Schiavone, care, sub influența manierismului, au renunțat la schemele compoziționale simetrice, calme, ideali echilibrate. Este adevărat că în tinerețe le-a respectat și Jacopo Bassano, dar foarte curând el s-a depărtat de ei. Procedeul său compozițional preferat a devenit diagonala, indiferent dacă este vorba de personaje dispuse pe diagonală, de edificii sau de piese de mobilier. În aceste condiții, în tablourile lui nu există de obicei o diagonală principală căreia să-i se subordoneze totul, ci mai multe diagonale dispuse sub diferite unghiuri. Aceasta îi permite artistului să facă spațiul mai încăpător, pentru suprapopularea lui cu personaje și cu obiecte, și în măsura în care Iacopo prețuia foarte mult expresivitatea plastică a motivului artistic luat separat, în aceeași măsură, pentru el era extrem de important să construiască un astfel de spațiu care ar fi putut să cuprindă un număr maxim de personaje, obiecte și elemente de peisaj. Și aici îi venea în ajutor mai diagonala care îi făgăduia să umple până la refuz, cu ființe vii și cu naturi moarte, chiar și un spațiu nu prea adânc. Dar, rezolvând cu succes această sarcină, Iacopo mai trebuia să îmbine părțile tablourilor într-un tot organic, să le supună pe acestea unui element conducător și să le lege una de alta. Ori, tocmai acest lucru n-a știut să-l facă Iacopo. El se lăsa atât de captivat de motivul luat separat și de într lui coloristică, încât, fără să vrea, pierdea simțul întregului. Spre deosebire de Tintoretto, el n-a avut o fantezie bogată în privința concepției, pe el l-a interesat totdeauna mai mult reflectarea concretă a ideii decât ideea însăși și în această privință el a înțeles sensul așa cum nu l-a înțeles niciun alt pictor al Veneției în afară poate de Tizian. nu degeaba Paolo Veronese și-a trimis fiul să învețe anume cu Jacopo Bassano Dându-și probabil seama că compoziția era partea cea mai vulnerabilă a artei sale, artistul a elaborat o practică de creație deosebită. El făcea nenumărate pregătiri pentru tablourile sale, desenând figuri, capete, mâini, picioare, animale, peisaje, naturi moarte. Aceste mostre, reprezentând niște desene colorate sau așa zise modeli realizate în ulei, erau păstrate cu grijă de el în atelier, așa cum rezultă din inventarul moștenirii sale picturale, întocmit în anul 1592. Îi plăcea de asemenea să facă studii după anumite medalii, după anumite detalii ale tablourilor aparținând pictorilor contemporani. Din acest fond, el se inspira când purcedea la zugrăvirea lucrării ce urma la rând. În acest fel, el își monta compoziția ca și când ar fi asamblat-o din bucățele. Această practică era radical diferită de aceea folosită de Tintoretto, care își încleia cutii mari din carton și din scânduri punând în ele figurile de lut sau din ceară. Mișcând și înlocuind sursa de lumină, Tintoretto reproducea parcă în natură ideea operei sale viitoare cu figurile respective amplasate în spațiu și cu complicatele efecte de lumină. Aceasta îl ajuta să-și imagineze tabloul în întregime, în unitatea lui spațială. Cât îl privește pe Iacopo, el a mers pe cu totul altă cale. El pornea de la un motiv separat și din asemenea motive își compunea tabloul. În legătură cu acest fapt, nu putem să nu amintim relatarea lui Ridolfi, potrivit căreia lui Iacopo îi plăcea să-i sperie pe cei care îi vizitau grădina de zarzavat cu imagini de balauri și de alte animale pictate pe carton, împrăștiate printre ierburile de leac. Tendința lui spre verism era așa de mare, încât chiar în viața lui de toate zilele n-a putut să renunțe la obiceiul de a reproduce exact și fidel lumea animalelor atât de dragă lui. Fiecare mare artist își elaborează propria sa practică artistică. Pentru Iacopo Bassano, Practica lui era cea mai eficientă în atingerea țelului propus. Fără a-și bate capul cu născocirea unor noi motive pe care cu ușurința unui vrăjitor le descoperea la fiecare pas din toretă, Iacopo împrumuta foarte liniștit motive de agata din fondul de arhivă ce -i stătea la îndemână. Și el plimba dintr-un tablou în altul unele și aceleași personaje. Fără a se da în lături de a le prelua în întregime și din tablourile contemporanilor. Acestui fapt nu-i acorda nicio importanță. Pictor născut, el considera că principalul este traducerea în culoare a motivului și nu motivul formal în sine. De aceea, unele și aceleași personaje arată în tablourile lui în mod cu totul diferit de aceea nu se temea să execute replici la comandă după lucrările proprii, știind prea bine că penelul său nu se va repeta și că el este în stare să creeze o sinfonie coloristică absolut nouă. Calitatea execuției, iată ce prețuia cel mai mult în pictură. Tablourile lui, spre deosebire de tablourile lui Tintoretto, cu maniera lor picturală obiciuitoare, liberă, iar uneori, chiar pur și simplu neglijentă, necesita totdeauna să fie privite de la mică distanță. Și atunci în ele se dezvăluie frumuseți uimitoare, trecerea abia sesizabile de la lumină la umbră, blicuri aruncate cu virtuozitate, asemenea unor explozii de lumină, așternerea culorilor cu o măestrie miraculoasă ce anticipează cunoscuta pat a lui Chardon și toate acestea îi servesc lui Iacopo pentru atingerea unui singur cel, să redea prin mijloace pur picturale forma tridimensională în mediul luminos și atmosferic din preajmă. Încă Borghini l-a caracterizat pe Iacopo Bassano ca pe un colorist exclusiv, e tenuto rarissimo nel colorire. Acest lucru l-au înțeles toți vechii scriitori, dar cel mai bine l-a înțeles Boschini, un subtil admirator al artei marelui Bassan. El aseamănă coloritul acestuia cu o flacără pură, comparându-i culorile cu pietrele prețioase, perle, rubine, diamante, safire, briliante. Coloritul tablourilor lui Iacopo uimește într-adevăr prin bogăția și rafinamentul său. În fiecare opera sa, artistul vine cu soluții coloristice noi, neașteptate, cu totul diferite de cele pe care suntem obișnuiți să le vedem în creațiile lui Tizian, Veronese și Tintoretto. Nu întâlnim la el nici trecerile. Cromatice foarte fine din pictura tonală, prezente în opera târzie a lui Tizian, nici petele decorative luminoase ale paletei sărbătorești a lui Veronese. El își alege culorile după principiul culorilor complementare și recurge cu deosebită plăcere la gama argintie rece și proaspătă. El are culorile sale preferate, violet pal, roz liliachiu, alb, gri, verde smarald, portocaliu roșcat, albastru apos. Evita cinabrul și tonurile de albastru deschis, înlocuindu-le cu nuanțe de roz și albastru metalic. Dacă în lucrările lui Veronese culoarea este percepută ca o frumoasă pată decorativă cu umbre luminate la maximum, în schimb, la Jacopo Bassano culoarea construiește forma subliniindu i ponderea și rotunjimile. Această funcție a culorii este potențată de umbre pe care Jacopo nu se teme să le îngroașe și de blicuri pe care el le folosește cu o nemărginită de mai cu seamă, în lucrările târzii, punându-le acolo unde lui îi sunt indispensabile pentru modelarea formei. Deseori, el așterne blicurile pe contur, reliefând astfel silueta figurii cu scopul de a-i conferi o mai mare concretețe. O asemenea îmbinare originală a caracterului constructiv al culorii cu modelarea energică în clar-obscur și a unor blicuri active face imaginile lui Bassano atât de reale, încât prin această proprietate a lor, ele întrec cu mult creațiile lui Tizian și Veronese. Lor le este proprie o materialitate deosebită și nu pierd niciodată acel rilievo pe care artiștii venețieni îl neglijau adesea. Boschini este entuziasmat nu numai de culorile lui Jacopo Bassano, ci și de felul cum acesta așterne pasta, de maniera lui liberă de a picta. El compară blicurile din tablourile lui Jacopo cu o flacără și nu contenește să se minuneze de îndrăzneala și de precizia tușelor, aceste pensulații îi plac așa de mult, încât el a primit îngăduința să le atingă cu mâna în tabloul Sfântul Valentin obotează pe Lucilla, Caracterizând maniera târzie a lui Jacopo, Boschini remarcă faptul că, de aproape, tablourile lui îți dau impresia unui haos coloristic, dar că este de ajuns să te depărtezi puțin de pânză și totul revine la locul lui, dobândind claritate și armonie. Avem de-a face cu același principiu de pictură care ne este bine cunoscut din exemplul ultimelor creații ale lui Tizian. Dar, la Iacop, oblicurile joacă un rol mult mai mare decât la Tizian. Ele sunt mai impulsive, mai tăioase, mai active. De aceea, ele nu văduvesc forma de relief, ci, din potrivă, îi conferă relief, dar cu mijloace pur picturale. Factura lui Jacopo a urmat o lungă evoluție. La început, culorile erau așternute într-un strat neted, liniștit, în tradiția lui Bonifacio. Dar treptat, în limitele unei culori, apar mai multe nuanțe și așezarea culorii devine mai păstoasă. Ea modelează admirabil forma cu contururile ei încă ferme. Lucrările din anii 40-50. Aici elementul pictural n-ar depăși parcă limitele siluetei care își păstrează importanța. Așternerea culorilor este compactă și grea, iar contrastele de umbră și lumină ba sunt intenționat tranșante, ba voalate în mod conștient. Este acea manieră de a picta pe care Ridolfi o elogia ca forța e naturaleța, dar treptat așternerea pastei devine mai liberă și mai fină. Trecerea la această nouă fază în dezvoltarea artistică a lui Jacopo îmbrățișează anii 60 și își dobândește o încununare logică în ultima manieră a deceniului 8, pe care Ridolfi o consideră pe bună dreptate ca cea mai viguroasă din arta lui Jacopo. De acum înainte, artistul pictează cu o asemenea libertate și naturalețe, încât pentru el nu constituie nicio dificultate să reproducă pe pânză, doar cu ajutorul pensulei, orice convexitate a formei și cel mai imperceptibil reflex de culoare pe suprafața materiei. Păstrându-și caracterul palpabil, siluetele devin mai îndulcite, trecerile de la umbră la lumină insesizabile. Ca și înainte, blicurile continuă să joace un mare rol în construirea formei. În ele apare însă o moliciune picturală deosebită. Lui Iacopo îi place să recurgă la tușe mărunte de culoare care amintesc, după opinia lui Longhi, factura lui Monet. Dar aici este mult mai potrivit să ne amintim despre maniera lui Chardon. Iacob o topește parcă o tușă în alta, el nedelimitând nedelim niciodată net părțile luminoase de cele umbrite. Sugerând umbrele printr-un strat transparent de culoare, el îmbină în așa fel blicurile în acest strat, încât limita dintre umbră și lumină rămâne aproape insesizabilă. Această modelare fină din culoare necesită contemplarea tabloului de la distanță, în caz contrar, neputându-se vedea altceva decât un haos de tușe, după expresia lui Ridolfi. Înțelegând astfel pictura, Iacopo, ca și Tizian, lasă tablourile sale să se odihnească în atelier ani întregi după care trece din nou cu pensula peste ele spre a obține perfecțiunea. Penelul era pentru el acel instrument magic care îi deschidea drumul cel mai scurt posibil către frumos. Începând cu anii 70, pe măsură ce procedeele măiestriei sale picturale deveneau tot mai rafinate, Iacopo a început să recurgă la lacurile colorate, albastru și roșu cu ajutorul lor scotea în evidență și potența acele culori care trebuiau să apară mai active și le neutraliza pe cele care îi se păreau prea aprinse. Aceasta era pentru el ceea ce este tușeul pentru muzicant și în această privință el a obținut rezultate uimitoare. Astfel, Tiepolo, întors la Veneția de la Bassano, unde văzuse tabloul lui Jacopo cu Sfântul Valentin botezând-o pe Lucila, i-a declarat fiului său. Să știi, Domenico, că, la timpul, că în timpul călătoriei la Bassano eu am văzut un miracol, adică o draperie neagră ce părea albă. Desenele lui Jacopo, ajunse până la noi, într-un număr relativ mic, vădesc același excepțional simț coloristic, ca și tablourile sale. Cum picta tot așa și desena și a desenat într-un mod cu totul original – între desenele venețiene, ale lui sunt poate cele mai picturale, cele mai antiflorentine. Ele sunt realizate pe hârtie colorată, cu cărbune sau cu sanghină și cu folosirea largă a cretelor colorate. În umbre sunt date uneori și straturi subțiri de ulei așternute cu pensula semi-uscată. Desenul este îndrăzneț și uimitor de liber hașurile în ba se întrerup, asemenea unei ațe subțiri, abia vizibile, ba se imprimă vehement în hârtie. Și atunci artistul le trasează energic de câteva ori în căutarea conturului dorit. Dar despre un contur ca o linie continuă închisă nu se poate vorbi în aceste desene. Aici totul este construit pe repartizarea picturală a maselor, pe nuanțele tonale insesizabile de culoare, pe lovituri complementare de penel. Acesta face, aceasta face parte din acel tip de grafică ce stă la hotarul dintre desen și pictura. Încă un pas în această direcție și se va naște schița în ulei, boțetto, la care Iacopo a recurs din plin în ultimii săi ani, când îi antrena tot mai activ la colaborare pe fiii și ucenicii săi. Cum s-a lămurit în ultima vreme, Iacopo a început să picteze tablouri pe teme țărănești numai târziu de anii 60. Vasari care a vizitat Veneția în anul 1566 spre a strânge material pentru o ediție dezvoltată a vieților sale, amintește deja tablourile lui Iacopo de mici dimensiuni cu imaginile diferitelor animale. În 1571, în Veneția, pe Ponte Rialto, a fost organizată o expoziție deschisă cu prilejul victoriei reportate la Lepanto. Printre lucrări de Giorgione, Rafael și Tizian figurau de asemenea lucrări de Jacopo, miracoloso impingere cose pastorale, care a pictat în mod minunat scene pastorale. Aflându-se la Roma între jumătatea anului 1574 și începutul lui 1576, Van Mander vorbește despre lucrările lui Iacopo mai pe larg. Pentru el, Iacopo este un artist foarte plăcut și inventiv, autor al unor scene nocturne, pictor cu precădere animalier și care reproduce cu virtuozitate factura blănii. El a lucrat potrivit relatării lui Van Mander, deosebit de mult pentru anticari care vindeau operele maestrului în diferite țări. În anul 1577 apare cartea lui Marucini, care conține o caracterizare și mai dezvoltată a lui Jacopo. Marucini îl compară cu Apelles și afirmă că el te pune în încurcătură când vrea, executând după natură și oameni și animale Ceea ce îi place cel mai mult. El este excelent în redarea figurilor și divin în redarea peisajelor, născocitorul unor veridice scene nocturne pictate pe pânză și pe piatră neagră de Verona. Toate aceste vechi zvoare nu lasă nicio îndoială că Iacopo și nu fiul său Francesco, așa cum presupunea Bettini, a fost creatorul picturii de gen și pionier în ceea ce privește scenele nocturne sau scenele cu iluminare artificială. Și că începând deja din anii 60-70, pictura de acest gen se bucura de un imens succes în rândurile publicului larg. În primul rând, tablourile lui Jacopo Bassano au început să fie cumpărate de patricienii venețieni, de proprietarii vilelor de la țară și de proprietarii zeloși. Apoi această modă s-a extins asupra altor orașe italiene, pentru ca mai târziu să pătrundă în Europa. Pentru toți scritorii târzii Începând cu Borghini și Lomazzo, Iacopo a fost înainte de toate un pictor de gen, deși, așa cum ne vom convinge îndată, cele mai valoroase realizări ale artistului nu aparțin acestui domeniu. Și faptul a avut anumite cauze. Când asemenea tablouri au început să fie la modă, în atelierul lui Iacopo situația era cât se poate de nefavorabilă pentru dezvoltarea unei bune picturi de gen. Maestrul lucra singur din ce în ce mai puțin, încredințând realizarea tablourilor fiilor săi, iar cererea pe piață creștea din ce în ce mai mult. Și astfel, genul țărănesc nici n-a reușit să se nască bine, că a și început să degenereze în șabloane de a gata făcute. A urmat producția în serie a tablourilor destinate gusturilor, nu prea rafinate, ale marelui public. Drept rezultat, s-a creat o situație foarte paradoxală. Pe de o parte, limitele tematicei picturale au fost lărgite și pictura a fost îmbogățită cu efecte de lumină cu totul noi, iar, pe de alta, și-a făcut loc o scădere catastrofală a calității. Prin aceasta, pictura de gen s-a transformat pentru Iacopo într-un fel de obstacol metoda compozițională elaborată de maestru încă din tinerețe și despre care a fost vorba mai sus, s-a manifestat în perioada târzie a lui Iacopo sub aspectul ei cel mai negativ. Această metodă ascundea o mare primejdie, aceea a repetării mecanice a unora și acelorași motive și a unirilor pur exterioare pe suprafața tabloului. Când Iacopo lucra singur și se folosea numai într-o măsură foarte limitată de ajutorul fratelui său, Gian Battista, pe el îl salva harul lui de colorist înnăscut și calitatea înaltă a execuției. Dar, după ce au crescut copiii și ei au început să-și ajute tatăl, Francesco începând din 1567, Gian Battista după 1570, Leandro aproximativ din 1574, situația a început să se schimbe radical. Iacopo însuși, din cauza bătrâneții, nu mai putea să lucreze la nivelul din trecut. De aceea, el și-a pus la dispoziția fiilor întreaga arhivă, desenele după natură și schițele, desenele pentru memorarea unor compoziții de gata, așa-numitele ricordii, tablouri terminate, schițe în ulei, a boții, Boțeti. Rolul său se reducea acum, în cel mai bun caz, la executarea pe pânza acoperită cu grunt a schițării compoziționale urmând ca pe aceasta să o ficteze fiii, în primul rând Francesco. În ultima etapă a vieții, Iacopo trecea cu pensula peste porțiunile cele mai de răspundere și corecta tot cu pensula cele mai strigătoare greșeli. S-au păstrat câteva tablouri semnate împotrivă, împreună de Iacopo și Francesco. Nu rare au fost cazurile când Iacopo semna cu numele său lucrări de ale fiilor și de ale discipolilor apropiați. Îl împingea la aceasta cererea tot mai mare de compoziții de gen. Așa a apărut practica artistică pe care Arslan o numește basanism, basanismo, Începe producția în masă de tablouri după rețeta lui Jacopo, care după 1574 nici n-a mai pictat scene biblico-pastorale, folosindu-i în întregime, pentru acest scop, pe fiii săi. Probabil că participarea sa în munca colectivă se limita, cel mai adesea, la pregătirea schițelor în ulei. Asemenea, schițe asupra cărora au atras pentru prima dată atenția Suida și Frohlich-Bum erau, desigur, incomparabil superioare tablourilor executate pe baza lor de către fiii artistului. În ele, temperamentul de pictor al lui Jacopo și toate subtilitățile măiestriei sale sunt învederate cu o deosebită pregnanță o idee bună despre o asemenea aboțo de superba schiță în ulei de la ermitaj pentru tabloul sfinții Florian Roch și Sebastian, executat în 1580 și aflat în muzeul orășenesc din Treviso. Lucrarea este calitativ incomparabil inferioară schiței, ceea ce ne determină să o atribuim în întregime atelierului lui Jacopo. Aici s-a pierdut acel brio propriu tușei magice a lui Iacopo, s-a pierdut și strălucirea culorilor pline de strălucire. S-ar putea ca însuși, Iacopo să se fi săturat repede de tablourile pe teme de gen și să le fi încredințat cu inima ușoară spre a fi realizate fiilor și ucenicilor săi. Dar, ca să o rupă total cu genul respectiv, îl împiedica ușurința de îmbogățire pe care i-au adus-o toate aceste nesfârșite luni ale anului, anotimpuri ale anului, stihii, arce ale lui Noe, plecări spre țara Canaanului și alte scene vechi-testamentare și nou-testamentare, populate cu figuri de țărani și de animale, cu naturi moarte și cu o mulțime de obiecte diferite. Ar fi o mare greșeală să se identifice cu activitatea lui Iacopo însuși tot ceea ce, începând de la sfârșitul deceniului 7, realiza atelierul său. Dar, într-o oarecare măsură, artistul poartă răspunderea pentru această producție, deoarece anume el este cel care a început primul să picteze scene țărănești și să redea iluminarea nocturnă și artificială. Pictorii venețieni mai zugrăviseră țărani în peisaj și până la Iacopo Bassano, dar ei trataseră în alt fel această temă, adică în plin idilico-pastoral. Aici se îmbinau în mod original și atracția pentru minunata natură rurală și visul despre o arcadie fericită și dorința de a fi în singurătate, față în față cu tine însuți. Aceste nuanțe emoționale au căpătat cea mai poetică întruchipare în peisajele lui Giorgione și ale georgioniștilor. La Iacopo aflăm o cu totul altă abordare a temei țărănești. Numai în parabola semănătorului, colecția Thyssen-Lugano-Castaniola, se simt ecouri îndepărtate din arta lui Giorgione. Ulterior încep să răsune tot mai insistent alte note, mai prozaice, mai banale. Se afirmă în drepturile lui verismul faptelor, pentru sentimentul poetic aproape nemai rămânând loc. Țăranii trudesc, dar o fac cu calm, fără grabă, trudesc ca dijmași. Ei seamănă și seceră, îngrijesc de vite, mulc vacile, tund oile, aprind focul, gătesc la vatră și la bucătărie, spală și răzuie vasele de metal, dar fac toate acestea oarecum mecanic, ca niște automate. Se naște involuntar impresia că artistul îi zugrăvește din punctul de vedere al stăpânului, care supraveghează munca supușilor săi din logia vilei de la țară. Înțelegând rolul crescând al țăranilor, Iacopo Bassano N-a știut, totuși, să se pătrundă, așa cum a făcut ruțante, de comp compasiune pentru soarta lor grea. Ei erau pentru dânsul, înainte de toate, muncitorii mea menită să îndeplinească munca cei îi se poruncește să o îndeplinească. El adoptă față de ei o atitudine de maximă neutralitate, fără să se amuze pe socoteala lor, dar și fără a-i ridica în slăvi. O asemenea mentalitate frizează indiferența și lipsa de personalitate. Și aceasta îi deosebește radical pe țăranii lui Jacopo de cei ai lui Bruegel și lui Lenon. Bruegel poate să se amuze pe seama țăranilor neciopliți, pe seama deprinderilor lor stân stângace, a mersului greoi, a chipurilor lor grosolane, dar el înțelege totodată foarte bine ce măreață forță socială constituie ei și câtă energie și sănătate zac în ei. Lui Lenou îi înconjură pe țăranii săi cu aureolă morală, ei fiind pentru el truditori modești, care își câștigă pâinea de toate zilele cu sudoarea frunții. Și cu toate că viața lor este grea, ei sunt pătrunși de sentimentul propriei demnități și de conștiința inocenței sufletești. Nimic din toate acestea nu se poate găsi la țăranii lui Jacopo Bassano. Ei sunt văzuți de pictor mai degrabă ca un stafaj menit să însuflețească peisajul decât ca o temă independentă și nu întâmplător Jacopo populează cu atâta ușurință cu țărani nu numai scenele de gen, ci și pe acelea din Vechiul și Noul Testament. Devenind un personaj la modă, țăranul n-a devenit totodată și eroul principal ca la Ersten, Bucheler și Bruegel de aceea genul țăranesc al lui Jacopo Bassano a rămas în cele din urmă un fenomen secundar în artă și cu toate că a fost însoțit de un succes răsunător, el s-a dovedit a fi lipsit de viitor. Suntem tentați să comparăm soarta atelierului lui Jacopo Bassano din ultimii săi ani de viață cu soarta atelierului lui Rubens, atâta vreme cât cei doi maestri au fost în viață și au pus la dispoziția ucenicilor schițe în ulei, trecând apoi cu pensula peste operele terminate, atelierele au funcționat ca niște întreprinderi productive, bine puse, la punct. Dar în practica lor creatoare exista deja oracilă, fiind lucrul maestrului însuși, fiindcă lucrul maestrului însuși întrecea infinit lucrurile elevilor. Noi nu știm dacă Iacopo recurgea tot atât de planificat pe cât o făcea Rubens la pregătirea schițelor în ulei. Dar inventarul din 1592 pledează în favoarea unei asemenea ipoteze. De aceea, când Iacopo a murit și fiii săi s-au mutat la Veneția. Continuând să picteze aici scene de gen și nocturne, cu un cer albastru plumburiu și cu o lumină artificială ca de cameră mortoară, a început decăderea catastrofală a calității picturii. Compozițiile au căpătat un caracter tot mai încărcat, unele și aceleași motive, pierzându-și încărcătura lor de sensuri, vagabondau dintr-un tablou într-altul. Sub valul legendelor biblice erau folosite pe scară largă elemente de gen, fără o justificare organică, însă. Și s-a ajuns la aceea că tablourile respective, găsindu-și o largă desfacere pe piață, n-au îmbogățit arta cu adevărat. Ele erau primite ca noutăți tari, dar nu spuneau mare lucru minții și inimii, întrucât le lipsea, în mod vădit. Umanismul în tratarea temei țărănești. În această atmosferă lipsită de glorie, s-a sfârșit un capitol strălucit din istoria picturii Veneției și a Terra fermei. Degradarea gusturilor, intervenită la sfârșitul secolului, reflectă criza culturii renascentiste și în orașul lagunelor, care era ultimul ei bastion. Și dacă Opera lui Michelangelo constituia finalul tragic al Renașterii, creația basaniștilor însemna în schimb sfârșitul ei prozaic. Moda și piața, cu presiunea lor dură asupra artistului, au luat locul a ceea ce noi numim Marea Artă. Marii maestri, multilaterali, au fost înlocuiți de specialiștii în diferite genuri, iar mecenații și colecționarii luminați de colecționarii de duzină, ahtiați după ciudățenii. Ridolfi? Ridolfi relatează cuvintele spuse de Iacopo față de cei apropiați înainte de moarte. Artistul nu voia să moară pentru că moartea îi răpea posibilitatea de a învăța din nou și de a începe să-și însușească bunele temelii ale picturii, având deja conștiința marii dificultăți pe care o presupune atingerea perfecțiunii în această artă. Asemănătoare unui imens ocean. Probabil că Iacopo a înțeles cât de repede începuse să coboare nivelul picturii la cei din jurul său, și el ar fi vrut să-și păstreze stria de odinioară pe care la bătrânețe putea să o manifeste numai în schițele în ulei și în unele tușe ale pensulei tremurânde cu care încerca în zadar să corecteze lucrările mediocre ale fiilor săi. Și el și-a amintit pe patul de moarte despre înaltele precepte ale picturii adevărate, asemuind-o cu un imens ocean, pe care nici pe departe nu este dat oricui să-l treacă. În aceasta s-a manifestat, odată în plus, modestia lui Iacopo, care n-a dorit până la urmă să schimbe liniștitul său oraș natal cu Veneția, cu viața strălucită a acesteia și cu perspectiva succesului răsunător ce îi se oferea aici. Arta lui Jacopo Bassano reprezintă cea mai democratică direcție în dezvoltarea culturii artistice a Veneției și a terra fermei, și nu numai cea mai democratică, dar și cea mai realistă. Asemenea, bucăți de pictură admirabile prin verismul lor și prin caracterul plătoric al imaginilor, noi nu vom mai întâlni la niciun pictor din orașul lagunelor. Iată de ce din arta lui Jacopo pornesc fire ce duc în linie dreaptă la Caravaggio, la Velasquez, la Ribera și la mulți veriști din Seicento. Și aici rolul hotărător l-a jucat nu atât tipologia țărănească din tablourile lui, care înlocuise imaginile regilor, ale monarhilor și ale patricienilor luxos îmbrăcați, cât însăși felul lui de abordare a naturii, nemijlocit și direct, ceea ce scriitorii vechi numeau naturaleța. În ultimul timp, în legătură cu pasiunea generală pentru manierism Cercetătorii au început tot mai des să scoată în evidență, în arta lui Jacopo Bassano, trăsături manieriste. Deosebit de insistent, promovează această linie în scrierile sale. Paluchini, care presupune că manierismul, înnobilând chipurile, pictura venețiană a scos-o din starea de criză. Hauser merge și mai departe. El afirmă că manierismul lui Jacopo nu a nu se mărginește la cea de-a doua manieră. Longhi, Arte Veneta 1948 și nu este în ansamblu numai un fenomen de trecere cum a fost la Tizian, ci este atât de strâns legat cu alte tendințe stilistice, specific baroce, încât el, adică Jacopo, nu poate fi caracterizat ca un manierist pur și simplu. Asemenea, formulări schematice dau prea puțin pentru definirea justă a locului lui Jacopo Bassano în istorie. Faptul că în anii 40 și 50 el a venit în contact direct cu modele ale artei manieriste și că acestea au exercitat asupra lui o puternică influență este neîndoielnic. Este îndoielnic de asemenea că el a preluat din aceste modele stimulente creatoare care i-au ajutat să se depărteze de schemele clasice și să realizeze o artă mai suplă și mai bogată în nuanțe emoționale. Dar influențele manieriste i-au și dăunat mult, împingându-l pe drumul creării unor lucrări ce contau pe efectul exterior și care erau extrem de artificiale ca sens și poate aspectul cel mai semnificativ în ceea ce îl privește pe Iacopo nu este faptul influenței manierismului asupra sa, ci felul cum a depășit el această influență, găsind în sine puteri de a se împotrivi curentului modei. Aici, de mare ajutor, i-au fost tradițiile realiste, profunde, din terra fermă. Locuitor original din Bassano, Om cu un psihic sănătos și echilibrat, Iacopo a știut să topească, fără dificultăți deosebite în arta sa, sâmburii manierismului. Luând din manierism, cu simțul întreprinzător ce era propriu, tot ceea ce îi stimula gândirea creatoare, el s-a proptit apoi solid pe picioarele proprii și pe drumul pe care și l-a ales a mers până la sfârșitul vieții. Iată de ce Jacopo Bassano rămâne în conștiința noastră, nu ca un adept și promotor al doctrinei manieriste, ci ca un maestru al renașterii târzii, poate chiar ultimul ei pictor mare.